Să vedeți și voi ce își mai cumpără unii, ce ciudățenii își mai cumpără unii prin licitații de cuțite pe grupurile de Facebook. Astăzi mi-a venit acest monstru, dacă pot să zic așa, această dihanie de unealtă, care am câștigat-o într-o licitație pe unul din grupurile de Facebook pe care sunt, pentru că, la fel și eu, ca și voi, cum am mai zis, sunt pasionat de cuțite și diverse și cumpăr și licitez și eu la ele. Și în urmă cu o săptămână am câștigat o licitație la această unealtă, care este nimic altceva decât un kuakiri. Se scrie în japoneză, am să scriu în descrierea filmării. Este un kuakiri japonez, care este o unealtă de tăiat, frunze de dud pentru viermii de mătase. Este un monstru de cuțit, sau cum să zic așa, că este foarte mare. Și problema este că sunt foarte rare în Europa, iar acest exemplar este ceva din ce am înțeles, pentru că momentan am reușit să găsesc foarte puține informații despre el. Aparent este foarte vechi, este foarte, foarte vechi, pentru că am înțeles că nu prea se mai fac și ce am văzut eu, ce am reușit eu să găsesc în căutările interminabile, nu am reușit să găsesc decât o versiune modernă al acestei scule, ceva mai mic, cam de dimensiunile similare, așa cam jumate cât ăsta, și cu alte tipuri de mânere, cu alt tip de ferulă și așa mai departe. Dar nu la dimensiunile astea și, din păcate, nu știu despre el producător, nu știu oțelul din care este făcut. Nu am decât aici un marcaj pe mâner. Este singurul indiciu care l-am. Însă este 100% o sculă japoneză, pentru că am discutat cu niște japonezi și mi-au zis că chiar unul zicea că a văzut în grădină, în curte, la bătrânii lui, probabil bunici, nu știu, undeva cu foarte mulți ani în urmă, ceva identic cu acesta. Bun, printre altele, am mai văzut și o poză cu unul nou, dar nu am reușit să găsesc niciun fel de informație despre cine le mai face, dacă se mai fac sau din ce oteluri se făceau înainte și la ce preț ar putea fi unul. Bun, ideea este următoarea. Eu l-am câștigat într-o licitație, sper să nu greșesc acum, cred că la 260 de lei, 250, 200, nu mai știu exact. Este foarte ruginit, este foarte vechi, este, după cum vedeți, ascuțit necorespunzător, pentru că profilul este stricat, trebuia să fie mai, nu drept, dar mai curbat în zona asta. Așa că e o provocare faină să îl recondiționez, pentru că va intra în restaurare și îl voi recondiționa și îl voi face funcțional în totalitate după ce voi termina cu el. Aș vrea să vi-l arăt mai de aproape, dar e foarte mare și nu intră în cadru. Are foarte multă rugină pe ambele părți. Are un mâner ciudat și, după cum vedeți aici, are o prelungire a mânerului și sunt sigur 100% că este făcută într-un scop practic, pentru că, dacă e să mă gândesc la prinderea lui ca un cuțit, categoric ajută acest surplus de lemn aici, pentru că altfel ai ține mâna efectiv cu podul palmei pe lamă și nu este tocmai practic. Așa că, cu siguranță, acesta a fost scopul pentru care a fost făcută această prelungire. Văd că este, cred că, un pic rupt aici, nu știu în ce măsură a fost, poate mai lung sau mai puțin lung, dar 100% nu este pe întreaga, nu acoperă în totalitate lama aici, pentru că din partea asta văd că este foarte finisat și nu aș crede să vină mai în jos pe lamă decât atâta. Ca idee, dar din nou pe cameră foarte greu vă fac să-l vedeți. Va trebui să-l finisez foarte bine. Din fericire, mânerul este foarte, foarte rigid, foarte stabil, nu are niciun fel de joc. Mă gândeam inițial să-l schimb, dar nu am să-l schimb, doar am să-l finisez și am să-l curăț și îl voi hidrata.
Așa că mânerul va rămâne, e foarte stabil. Ce aș vrea să încerc însă, și din păcate văd că are un nit băgat pe ferul asta, mă rog, nu știu dacă se poate numi ferulă, că e doar un inel de ceva lamă, are un nit băgat până în cealaltă parte. Aș fi vrut să scot mânerul și să curăț lama în interior, pentru că 100% este plină de rugină, dar există două riscuri. În cazul ăla există riscul atunci când îl scoți să crape mânerul și există riscul ca lama din interior să aibă atât de multă rugină încât pur și simplu să se rupă la cea mai mică atingere. De aia probabil că e posibil ca mânerul să-l țină stabil în interior, depinde dacă e sau nu e deja rupt, și mi-e teamă că dacă l-aș deschide să se întâmple una din aceste două chestii. Ce vreau să mai zic, este foarte, foarte subțire, mult, mult mai subțire decât un cuțit. Nu am șublerul acum la îndemână, dar ăsta la coama aici, deasupra de călcâi, are undeva la maxim 2 mm și se subțiază treptat înspre vârf, deci este foarte subțire. Nu mai vorbesc de geometrie, că este, hai, nici nu pot măcar să trec cu degetele din coamă până în tăiș, pare a fi un full flat V. Nu are convexie, ba, are un pic aici în zona asta de dinspre tăiș și la fel este foarte, foarte subțire, deși vă dați seama ce vechime ar putea avea și cât a fost de folosit ăsta, e foarte subțire în tăiș, deci asta înseamnă că este echivalentul unui cuțit de performanță în tăiere, pentru că este foarte subțire per total și face niște tăieturi foarte fine. Așa cum am zis, este o unealtă de tăiat frunze de dud pentru viermii de mătase în Japonia. Așa că va fi foarte fain să-l restaurez și să-l fac funcțional în totalitate. Am vrut să împărtășesc și cu voi această unealtă. Am vrut să o vedeți și voi așa cum arată acum și o vom vedea la final după ce voi termina cu restaurarea acestui obiect. Va fi foarte interesant, mă voi gândi dacă voi schimba acest inel metalic. Este posibil să o fac pentru că e un pic stricat aici, agață la mână și e posibil să mă și accidentez, să mă tai. Dar ca idee va fi foarte interesant. Așa că dacă cineva dintre voi cunoaște informații despre acest obiect, repet încă o dată, se numește un Kuwakiri. Am să scriu în descrierea filmării. Dacă cineva cunoaște foarte, foarte bine informații despre această unealtă, ce vechime ar putea avea, ce producători au făcut această unealtă în trecut și mai ales din ce oțeluri, m-ar ajuta foarte tare și pe mine să înțeleg mai bine această sculă. Totodată mă gândesc dacă să o țin sau dacă după restaurare să o bag la vânzare. Deși este prea fain ca să vreau să-l dau. Și apropo de asta, da, hai să vedem și ce dimensiune ar avea la lungime, ca să vă faceți o idee cam cât este de mare. Dacă îl măsor în linie dreaptă de la călcâi și până la vârf, pentru că tăișul este inclusiv aici, are 37 de centimetri, 370 de milimetri, vă dați seama. Din păcate, lățimea aici nu mai corespunde cu cea de aici pentru că este curbat, dar dacă este să-l măsori la lățimea maximă actuală, vorbim aici de 8 cm jumate, 85 de mm. Deci vă dați seama cam ce dimensiune are acest monstru și este foarte, foarte, pare foarte interesant. Bun, ca să nu vă mai țin, dacă aveți informații despre această sculă mai mult decât am aflat eu deja, v-aș fi recunoscător. Părerile voastre în comentarii, cum vi se pare. Dacă aveți idei printre voi, poate sunt meseriași între voi care se uită la această filmare, dacă aveți vreo idee despre ceva care poate nu mi-aș da seama să-i fac, pentru că evident încerc să-l restaurez, voi elimina întreaga rugină, voi vedea dacă după finisaj, dacă rămâne, nu știu ce fel de finish a avut înainte, e posibil să fi fost foarte rudimentar, cu lăsat așa după forjare. Mă gândesc dacă să-l
finisez lucios, deși are foarte, foarte multe denivelări, extrem de multe denivelări. Și ca să-i fac un finisaj lucios pe toată suprafața lamei, înseamnă să pilesc o grămadă de material, iar având în vedere grosimea care o are, nu prea se pretează să exagerez cu șlefuitul, pentru că altfel devine prea subțire, destabilizez la nivel de structură și va fi doar, în cazul ăla, doar un obiect de panoplie și nu de utilizare. Deși vă dați seama că nu prea am la ce să folosesc acest lucru, dar ca idee, ca să vă faceți o idee cam cât este de mare față de un nakiri japonez cu lama de 16,5. Ia uitați-vă cât este asta. Fraților, cât este de mare. Cui naiba mai trebuie nakiri sau satâr chinezesc sau eu mai știu ce. Asta, tată, uite aici, jucărie. Bun, ne revedem la filmarea cu rezultatele de după restaurare și până atunci, așa cum am zis, vă aștept părerile voastre, comentarii și, cum am zis, dacă aveți idei despre ce anume ar fi mai interesant de făcut la acest instrument, lăsați în comentarii și poate mă inspir de la voi vis-a-vis de ce anume aș putea face și ce poate nu ar trebui să fac. Salutare!